Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori, la această nouă ediție a emisiunii 24 de minute de istorie. Cum vă spuneam și în emisiunile trecute, în acest maraton practic de istorie militară a garnizoanei Roman, a ținuturilor nemțene, ne-am propus să promovăm evenimente importante, personalități excepționale ale istoriei noastre militare, care au avut tangență, cum vă spuneam, cu orașul Roman, cu ținuturile nemțene și, de ce nu, cu întregul al Moldovei. În emisiunea de astăzi ne-am propus să vorbim despre personalitatea mareșalului Constantin Prăjan, fără doar și poate unul din cei mai importanți lideri militari pe care i-a avut istoria noastră națională, cu siguranță cel mai important lider militar al războiului pentru întregirea României. Pentru început, aș dori să vă prezint o lucrare apărută la editura militară dedicată mareșalului Constantin Prăjan. Personalitatea mareșalului Constantin Prăjan a beneficiat de-a lungul timpului de atenția a nenumărați cercetători, istorici militari, scriitori, și nu putem spune la această dată că întreaga personalitate a mareșalului Constantin Prăjan, atât de complexă, până la urmă este cunoscută în totalitate. Mi-am propus să prezint astăzi această personalitate și legăturile, până la urmă, ale mareșalului Constantin Prăjan cu ținuturile noastre, prin două aspecte extrem de importante, le-aș spune eu. Este vorba, în primul rând, despre faptul că Constantin Prăjan, încă de la începutul carierei militare, și-a desfășurat activitatea militară timp de cea mai mare parte a activității militare, și-a desfășurat-o în unități aflate în subordinea Diviziei 7 Infanterie Roman și la comanda Diviziei 7 Infanterie între martie 1911 după cel de-al doilea război balcanic 1913, începând încă din anul 1901, practic, când a fost numit la comanda regimentului 25 Infanterie Racova din Vaslui, unitatea aflată la acea dată în subordinea Marii Unități Romașcane. Lucrarea se numește Mareșalul Constantin Prăjan, vocația datoriei, apărută la editura militară în anul 2008, este semnată de cel mai important istoric militar contemporan, este vorba de domnul colonel în retragere Petre Otu, fost vicepreședinte al Institutului de Studii Politice de Apărare, o personalitate de excepție a istoriei noastre militare. Constantin Prăjan s-a născut în sudul țării, în satul Sterianu de Mijloc, comuna Butimanu, județul Ilfov, la data de 27 ianuarie 1861. În perioada Războiul de Independență, foarte interesant, pentru că pe parcursul acestei emisiuni nu putem să nu amintim de personalitatea lui Alexandru Averescu, pentru că cei doi lideri militari s-au întâlnit practic și au fost cumva împreună pe întreaga perioadă a desfășurării războiului pentru întregirea României, în funcții decidente, în funcții de comandă ale armatei române. Din punct de vedere al deciziei, al funcțiilor îndeplinite, într-adevăr, Constantin Prăjan a îndeplinit funcții superioare de comandă în actul armatei române, dacă ne referim numai funcțiile de comandă a armatei române, exceptând faptul că Alexandru Averescu, mareșalul Alexandru Averescu, a îndeplinit pentru o scurtă, foarte scurtă perioadă, în preambulul semnării păcii de la Buftea București și funcția de prim-ministru. În perioada războiului de independență a României, dacă Constantin Prăjan a urmat studiile militare, Școala Fiilor de Militari din Iași, accede ulterior la școala de ofițeri de geniu, Școala Militară de Ofițeri de Geniu. În aceeași perioadă a războiului pentru întregirea României, celălaltă mare personalitate, Alexandru Averescu, este soldat pe fronturile războiului de independență, pleacă din Ismail, da? Călare pe cal, cu jandarmii călări și ajunge în Bulgaria. Iată că Constantin Prăjan este elev al școlii militare de ofițeri, pe care, cum vă spuneam, o absolvă cu gradul de sublocotenent. După o serie de funcții îndeplinite în arma geniului, specialitatea geniu, o armă
Această armă geniu, o armă redutabilă, vreau să vă spun, în cadrul războiului de independență a României a făcut diferența chiar, această armă, în timpul războiului pentru întregirea României, în cadrul campaniei din Bulgaria, împotriva Imperiului Otoman. Este repartizat la o serie de subunități și unități din arma geniului. Se remarcă la sfârșitul anilor 1880, în perioada construirii forturilor din București. Din păcate, aceste forturi au costat foarte mult la perioada respectivă și ele nu au fost atât de eficiente cum erau ele considerate la momentul respectiv. Au fost construite după proiectul unui general belgian cu intenția vădită, nu, de apărare a Bucureștiului din exterior. Aceste forturi nu și-au văzut menirea îndeplinită, cum vă spuneam, ca nici de altfel fortificația Focșani-Nămoloasa-Galați, construită tot undeva la sfârșitul secolului XIX. După cum vă spuneam, cu o serie de funcții îndeplinite în cadrul cetății București, chiar comandant al cetății București, Constantin Prezan se afirmă ca un foarte bun organizator, un foarte bun ofițer de geniu și este numit ofițer adjutant în preajma prințului Ferdinand. Deci o funcție extrem de importantă pe care Constantin Prezan a îndeplinit-o între 1897-1901, deci timp de 4 ani. Se căsătorește cu Olga Prezan. Olga Prezan, într-adevăr, soția mareșalului de mai târziu, Constantin Prezan, mai tânără cu 16 ani decât mareșalul, la momentul respectiv, după ce pe arabel acesta mai fusese căsătorit. Olga Prezan, o personalitate extrem de interesantă, chiar controversată, dacă e să ne referim la viața mondenă, nu? Se spune, sau chiar sunt și dovezi, dar istoricii nu e treaba lor să se ocupe de acest lucru, dar face parte din viață, până la urmă și militarii trăiesc într-o societate, în societatea civilă, ne desfășurăm activitatea și Constantin Prezan a făcut parte din societatea timpurilor respective. Se zvonea la momentul respectiv că Olga Prezan ar fi fost amanta regelui Ferdinand, nu? De mai târziu, a ministrului de război Nicolae Filipescu și că, vezi, Doamne, ascensiunea, unele voci, cum vă spuneam, ascensiunea fulminantă a mareșalului Constantin Prezan de mai târziu i s-ar datora și acestei soții a doua, nu? Olga Prezan, a mareșalului Constantin Prezan. Nu este adevărat. Constantin Prezan a dovedit pe întregul parcursul carierei militare calități indubitabile de lider militar pe care le vom dezvolta în continuare. În 1901, cum vă spuneam, Constantin Prezan este repartizat la regimentul 25 Racova din Vaslui, unitatea aflată în subordinea Diviziei 7 Infanterie, a Brigăzii 13 Infanterie, aflată în subordinea Diviziei 7 Infanterie Roman. Își desfășoară activitatea în acest cadrul acestui regiment o lungă perioadă de timp. Ulterior este numit la comanda Brigăzii 13 Infanterie, tot în subordinea Diviziei 7, cum vă spuneam. Participă la cel de-al doilea război balcanic, aici este foarte important. În martie 1911, generalul Constantin Prezan este numit comandant al Diviziei 7 Infanterie Roman. În cel de-al doilea război balcanic ajungem la 20 de kilometri de Sofia, armata română, fără să tragem niciun foc de armă. Bulgaria capitulează, în schimb, inamicul numărul 1 care s-a dovedit a fi în 1913 împotriva armatei române a fost epidemia de holeră. Vreau să vă spun că unitățile, subunitățile, Divizia 7 Infanterie în ansamblu ei, condusă de generalul Constantin Prezan, este unitatea care participă la caparea din Bulgaria și se înregistrează cu cel mai mic număr de cazuri de holeră, de morți din rândul personalului combatant. Este vorba de 19 soldați, un număr extrem de mic față de celelalte unități care au participat la campania din Bulgaria. Holera a fost un adevărat flagel, vreau să vă spun, în anul 1913. Calități excepționale dovedite de mareșalul Constantin Prezan în această campanie din Bulgaria arată, în primul rând, o extraordinar de bine organizare a serviciului sanitar al Diviziei 7 Infanterie, un lucru extrem de important despre care am vorbit și vom mai vorbi într-o emisiune despre serviciul sanitar al Armatei Române, al Diviziei 7 Infanterie Roman, în campaniile militare, începând cu războiul de independență deja până în cel de-al doilea război mondial.
Cum vă spuneam, se remarcă mareșalul Prezan în această campanie din 1913. Ulterior, în 1914, este numit la comanda Corpului 4 Armată. Deci este promovat, vedeți, promovări succesive ale mareșalului Prezan. Este promovat la comanda Corpului 4 Armată. Momentul 15 august 1916, al intrării României în primul război mondial, mareșalul Prezan se află la comanda Corpului 4 Armată, una, Armata de Nord, cum a mai fost cunoscută, una din cele patru armate care au intrat, au debutat, practic, în primul război mondial. Un lucru extrem de important este faptul că la studiile pe care le-a urmat Prezan la Paris, urmează școala de artilerie, școala specială, o școală specială la Paris, Fontainebleau, la Paris, acolo îl cunoaște pe Ionel Brătianu. Ionel Brătianu își urmea cursurile de inginerie acolo. Deci îl cunoaște la Paris pe Ionel Brătianu. Vom vedea această legătură care se stabilește încă din perioada pariziană, nu? A celor doi oameni, a militarului, strategului desăvârșit Constantin Prezan și a celui mai bun până la urmă, a celui mai valoros om politic pe care l-a avut România, consider eu, din toate timpurile, Ionel Brătianu. În 1897, pe vremea când era ajutant, deci era ajutant, ofițer ajutant al prințului Ferdinand, Prezan își achiziționează o locuință, un conac. Unde? Aici, la Schinetea, lângă Băcești, lângă comuna Băcești, este satul Schinetea, își achiziționează această locuință, acest conac, de la un avocat ieșean, Livadidi se numea acesta, locuința achiziționată, cum vă spuneam, în 1897. Vreau să vă spun că această locuință, Constantin Prezan nu va părăsi această locuință de aici, de lângă Roman, pentru că Băceștiul, Schinetea, era partea fostului județ Roman. Deci vedeți dumneavoastră câte afinități avem cu mareșalul Constantin Prezan. De asta l-am și nominalizat în această emisiune distinctă asupra personalității lui Constantin Prezan. De asemenea, cu toții cunoaștem sediul lângă gara Roman, da? Sediul unde se emit buletine, cărți de identitate. A fost numită Casa Prezan. Ei, acolo a fost sediul Diviziei 7 Infanterie. Mulți ani de zile acolo a fost comandament, încă de la înființare a fost comandament, din 1883 până la desființarea Diviziei 1944 a fost comandamentul Diviziei 7 Infanterie. Iar în mentalul nostru al orașului Roman, în mentalul colectiv, să știți că cei mai în vârstă o cunoșteau sub denumirea de Casa Prezan. I-a rămas denumirea de Casa Prezan. A fost și o teorie în care se spunea că acest imobil extraordinar din punct de vedere arhitectonic, pe care îl cunoaștem cu toți, este una din mândriile arhitectonice ale orașului nostru, ar fi fost donată de Constantin Prezan armatei române după trecerea lui în rezervă. Nu este adevărat. Constantin Prezan a fost un om simplu din punct de vedere al material, deci din punct de vedere material, și voi cita către finalul emisiunii, voi cita din Nicolae Iorga, pentru că cine altfel poate să conchidă personalitatea lui Constantin Prezan mai bine decât marele istoric, consider eu, Nicolae Iorga. Deci achiziționează acest conac, cum vă spuneam, aici la Schinetea, la Băcești, lângă Roman. El îndeplinește funcțiile de comandă următoare, cum vă spuneam, la 15 august 1916, Armata de Nord, Armata a IV-a, este singura armată din cele patru care a intrat în război, comandată de generalul Constantin Prezan, care are victorii efective pe câmpul de luptă. Deci în noiembrie 1916, când Bucureștiul este împresurat, iar forțele armatei de nord sunt nevoite să se mute din Valea Trotușului, Valea Uituzului, în apărarea capitalei, inclusiv Divizia 7 Infanterie a noastră, Constantin Prezan, cum vă spuneam, se afla la comanda acestor armate. Urmează bătălia dezastruoasă a Bucureștiului. Casa regală, guvernul, autoritățile sunt nevoite să ia calea refugiului către Moldova. Situație în care regele Ferdinand, consiliat deopotrivă de generalul Berthelot, de partea franceză, de partea rusă, de generalul Beleaev, s-a numit, era consilierul armatei imperiale ruse pe lângă regele Ferdinand. Sunt două opinii aici. Berthelot a încurajat această bătălie a Bucureștiului, să opunem rezistența acolo. De cealaltă parte, Beleaev, vorbind în urma, în numele guvernului rus, era o teorie precum ca forțele armate
să se române, să se retragă pe teritoriul undeva în zona Odesei, dincolo de Nistru, pe teritoriul rus, și să organizăm acolo refacerea armatei române. S-a ales varianta luptei până la urmă pe Neajlov Argeș, în apărarea capitalei. Pe 6 decembrie Mackensen defilează prin București, capitala a căzut. Urmează o perioadă nenorocită din istoria noastră națională, cu refugiu populației, unitățile dezorganizate, tifosul exantematic și febra recurentă, o situație dramatică pentru armata română, societatea românească. Moment în care, vreau să vă spun, în luptele de la Neajlov Argeș pentru apărarea capitalei, liderul, comandantul suprem al forțelor de acolo a fost generalul Prezan. S-a constituit acolo întregul front, a fost pus româno-rus, cât partea rusă cu defecțiunile care erau de comandament de care am mai vorbit, a fost pus sub comanda grupului de armate Prezan. S-a dovedit a fi o înfrângere dezastruoasă, motivele se cunosc, disproporția de forțe în primul rând dintre armatele noastre și armatele inamicului. Urmează retragerea în Moldova. Constantin Prezan, la sugestia generalului Berthelot, este numit șef al Marelui Cartier General. Este numit șef al Marelui Cartier General al Armatei Române, deci, cum vă spuneam, din această postură de fost comandant al Armatei de Nord și de comandant al grupului de armate Prezan în apărarea Bucureștiului. O decizie extrem de importantă, Ferdinand acceptă acest lucru, îl numește pe Prezan. Averescu considera că este cuvine lui această funcție, pentru că cei doi mari strategi militari, să știți, s-au aflat tot timpul perioadei celui de-al doilea război mondial. Practic tot timpul vieții lor s-au intersectat pe traseu, personalități cu adevărat excepționale. Urmează perioada de retragere, cum vă spuneam, în Moldova, de refacere a unităților militare, iar în vara anului 1917, când Divizia 7 Infanterie se află numai reorganizărilor, da? Divizia 7 Infanterie se resubordonează armatei a doua română, aflată în subordinea lui Alexandru Averescu de asta dată, iar Constantin Prezan este șeful Marelui Cartier General, pentru că generalul Dumitru Iliescu fusese demis, care condusese armata. Un ofițer foarte slab pregătit, care nu a dat rezultatele scontate. Vasile Zotu, generalul Vasile Zotu, ca șef al Marelui Cartier General și subșef al Marelui Cartier Dumitru Iliescu, au fost schimbați târziu, cum vă spuneam, după bătălia Bucureștiului, iar comanda a fost preluată de Prezan, de mareșalul Prezan. Rezultatele nu vor întârzia să apară, să știți. Mareșalul Prezan, în această calitate de șef al Marelui Cartier General, reușește atât de bine să organizeze cele două bătălii practic defensive de la Mărăști și Mărășești, de la Mărăști ofensiva lui Averescu și la Mărășești și Oituz bătăliile defensive. Foarte important este caracterul acestui, să vorbim puțin și despre omul Prezan, un om de corectitudine extraordinară. Sunt câteva exemple pe care vreau să le dau, două, trei. În bătălia Bucureștiului, de exemplu, generalul Alexandru Socek era fiul librarilor Socek. Librarii Socek erau extrem de cunoscuți, se tipăreau în acea perioadă majoritatea lucrărilor de mare valoare la aceste. Alexandru Socek era comandantul diviziei 2-5 infanterie în bătălia Bucureștiului. Își părăsește postul de comandă, iar Prezan îl trimite în judecată. Îl trimite în judecată pe generalul Socek să dea socoteală pentru părăsirea postului de comandă. În cele din urmă, generalul Alexandru Socek este degradat, vreau să vă spun, în curtea regimentului 7 Călăraș din Iași, este degradat Alexandru Socek, o măsură drastică luată de Prezan. Dar până la urmă, imparțialitatea lui Prezan cred că se va vedea cel mai bine în momentul în care, după dezertarea colonelului Alexandru Sturza, colonelul Alexandru Sturza, fiul lui Dimitrie Sturza, născut aici la noi, la Miclăușeni, Dimitrie Sturza, fost prim-ministru liberal al României, fiul acestuia, colonelul Alexandru Sturza, dezertează la germani în ianuarie 1917 în calitate de comandant al brigăzii 7 mixte, o lovitură extrem de de grea pentru armata română, de moral în primul rând. Gândiți-vă, ne aflam în ianuarie 1917 cu colonelul Alexandru Sturza împreună cu un locotenent, Wachmann, care era pro-german, era fiul fostului
director al conservatorului din București trece la inamic, la partea germană. Nepotul generalului Constantin Prezan, Gheorghe Crăinicianu, locotenent colonel, comandant al fostului regiment pe care l-a comandat Prezan, 25 Racova Vaslui, trece linia frontului la inamic, deci la Alexandru Sturza, primește o serie de manifeste de la Alexandru Sturza și ajunge pe frontul românesc. Manifeste care se adresau ostașilor români pentru ieșirea din război și pactizarea cu Germania. Acest locotenent colonel Gheorghe Crăinicianu, fiul generalului Crăinicianu, nepot, cum vă spuneam, al generalului Prezan, este condamnat de către Curtea Marțială la închisoare, așa. Constantin Prezan nu este de acord cu această decizie și comută, în calitatea lui de șef al Marelui Cartier General, comută această pedeapsă în închisoarea cu executarea. Deci, nepotul mareșalului Prezan, locotenentul colonel Gheorghe Crăinicianu, apare în fața plutonului de execuție și este executat pentru trădare. Un act cu adevărat extrem de dur al mareșalului Constantin Prezan, care arată până la urmă caracterul acestui om fără discuție. De asemenea, în cadrul bătăliei de la Oituz, același șef al Marelui Cartier General Prezan îl înlocuiește de la comandă pe Constantin Cristescu, pe generalul Constantin Cristescu, care intrase în dispute cu generalul rus Ragoza, comandantul armatei a 4-a rusă. Ia decizia fermă, îl înlocuiește pe Constantin Cristescu cu Ieremia Grigorescu, o schimbare într-adevăr care se va dovedi providențială. Eroul de la Mărășești, Ieremia Grigorescu. În 1930 se petrece un lucru extraordinar. Carol al II-lea, proaspăt venit în țară după ce părăsise tronul, îi ridică la Sighișoara, în cadrul manevrelor regale de la Sighișoara, îi ridică la gradul de mareșal pe cei doi artizanei războiului pentru întregirea României, pe Alexandru Averescu și Constantin Prezan. La Sighișoara, în 1930, primesc bastonul de mareșal, sunt primii doi mareșali ai armatei române, deopotrivă pe cei doi, bineînțeles că luând și el gradul de mareșal, Carol al II-lea, se face o dreptate, într-adevăr, urmează perioada după 1930, când vreau să vă spun că Prezan a fost cooptat și ca membru al regenței putea fi, dar nu s-a implicat din punct de vedere politic. Vă propun ca în emisiunea următoare să discutăm câteva aspecte legate de manevrele regale care au avut loc la Roman în perioada începând chiar cu după războiul de independență a României. Vă mulțumesc, ne vedem săptămâna viitoare!